Luni dimineața, la ora 9:12 minute, detașamentul de pompieri Zalău a fost solicitat să intervină pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism care se afla în apropierea localității Treznea, pe Meseș. Cauza probabilă de incendiu a fost de natură electrică, efect termic al curentului electric. La sosirea echipajului de pompieri, focul se manifesta la întreg autoturismul, arzând în proporție de 95%. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane rănite.